Hai să vă pup, nu vă vine să credeți prin ce am trecut astăzi. Am fost în oraș să rezolv ceva problemă, căldură, căldură, la un moment dat, în centru, în buricul orașului, zarvă mare, cum suntem noi, ne adunăm ca la circ. Se certau două, rău, rău de tot, una slabă, una grasă. Pe ce? Nu pe kilograme, se certau pe un bărbat. Ăla între ele, eu crezui că aia grasă e nevasta. De unde? Culmea, aia slabă. Era nevasta. Și dă-i, și dă-i, și spune, și bă, nenorocitule, nu te gândești că am slăbit 2 ani de zile. 2 ani am ținut cură de slăbire, m-am abținut de la înghețat, m-am abținut de la prăjituri, de la torturi, de la orice pe lumea asta. Am mâncat odată în 24 de ore ca să slăbesc, să arăt bine și tu mă înșel cu gogoașa asta. Ce gogoașe, ce gogoașe. Că unul era cu un cântar, de la depui banul să te cântărești. Asta nimic. L-a văzut pe ăla, zice, vino cu aici, urcă-te pe cântar. Hai, stai să vezi că nu mă urc. Urcă-te pe cântar. 112 kg. Aoleo. 112 kg, uite-mă cât am eu. Să urca asta, 70. Ei, pentru ăștia 42 de kilograme diferență, fii atent la mine, de acum înainte, în primul rând, plâng la mama. Odată salbi la față. Nu mă duc la mama, că mama e moartă. Lumea puhoi, în loc să-i despartă, să nu mai facă cir, mă, femeie, zi, să-i du-te, mă, acasă, mă, pune-te pe mâncat și în câteva luni o ajungi pe asta și numai de ce să fii supărată. Mănâncă ce vrei, înghețată, macaroane, ce vrei. Mănâncă shaorma, tone, ca să te faci cât ea dacă ți-e așa de necaz. Auzi, nu era necaz cu înșelase, că de ce o înșelase cu una mai durdulie decât ea? Păi dacă fata e mai mâncăcioasă și o mânca de toate, ce tu n-ai mâncat, vezi? Tu l-ai ținut la regim. Când el vroia, tu poate ziceai, nu, că sunt în cură de slăbire. Așa că, până la urmă, aia a plecat. Ce să fugă? Cine să fugă? Doamne, gogoașe, abia mergea, abia mergea. Cea că e ursul de la Bușteni. Asta, înainte, el după ea. O să vezi, ce o să-ți fac, ce o să-ți trece cu tare? Zic, oh, gata, gata, că te bătu soarele în cap. Zic, și acum gata, circul s-a terminat, gata, acasă, fără bani, mă, uite așa, cu gurile căscate toți, nu interveni niciunul, ci că nu e bine, ba, e bine să te bagi, să fi luat pe una de mână, una, să le fi despărțit, el se ducea la măsa, că mi se pare că măsa trăiește mama lui, a ei era dusă, hai, vă pup să nu vă mai certați și țineți cură de slăbire dacă vreți, dacă nu, asta e situația.